Ce le pasă lor? Ei nu trăiesc în blocuri de beton ca noi. Era obligatoriu să ieși la muncă de bunăvoie. O contradicție în termeni, nu? Cum ar putea să fie de bunăvoie obligatoriu? Trebuia să îți dedici viața măreței epoci de aur a României. Luca, cel mai bun prieten al meu. Liliana Pavel. Uneori, atunci când se uită la mine într-un anumit fel, aveam impresia că îmi citește gândurile. Wow, o colă originală. De unde o ai? Am primit-o la tata de moș de rău. Elie Florescu, vino cu mine. Te numești Cristian Florescu și știu ce-ai făcut. Da. Nu am făcut nimic. Am o propunere pentru tine. Hey Cristian, I thought I could find you. Your mother was waiting for my parents. Yes. You see, this is an Apatosaurus and it says it's a Brontosaurus. So this is a mistake and the stamp must be worth a lot of money. Does the American Post make mistakes? Sometimes, but they try their best to make it by the book. Cineva împărțit ceva cu mine și vreau să-i fac o favoare. Acel cineva e o fată. Cine e? Liliana Pavel. Am nevoie de ajutor să spăl coa. Neapărat să repară la două ăla. Urăsc că nu-mi ratez știrile. Sigur, urăsc eu. Să încălzesc pe rămizi. Știi, nu a fost întotdeauna așa rău. Datoriile externe ale țării? Da, am nevoie să plătim datoriile țării, dar și... contul personalității. Ceaușescu o fi un analfabet, dar trebuie să recunosc un adevărat maestru al manipulării. Nu turnător! Cum poate fi acesta paradisul dacă nu ai voie să ieși din el? Da, 3, 2, 1, pui jos. 3, 2, nu... Bro, așteaptă să nu bere, știi? 3... Ai răbdare, Diana. Dă-i o gură. Și văd după aia. Să știți că n-am experiență să leg și oameni. Și oameni. Să știți, Porcul.